Bun venit în Bora Bora. Cam așa arată. Oh, wow! Cât am plătit pe biletul de avion. Nu există loc mai frumos pe lumea asta din câte am văzut noi. Iubim oamenii. Și am venit la petrecere. Îmi place cum miroase. Asta e imaginea Bora Bora. Cum arată apa în zona asta? Este a doua noastră lună de miel. Doamne, cum începe vlogul ăsta? Salutare tuturor, mă vedeți transpirat, dar o să vă povestim imediat ce s-a întâmplat. Ce am pățit acum, n-am pățit în 4 ani și jumătate de călătorii. Am urcat în cele din urmă în avion, doamne, am alergat jumătate de oră pentru că fix atât am avut la dispoziție să ajungem de la terminalul domestic la cel internațional. Începem cu începutul, de unde venim și unde plecăm. Am zburat din Wellington către Auckland. Teoretic trebuia să avem o escală de o oră și jumătate în Auckland, timp perfect. Mai bun pentru a prinde această legătură către Tahiti, apropo, ați văzut și titlul că acolo zburăm. Dar pentru că a avut întârziere o oră, ne-au mai rămas doar 30 de minute să ajungem de la terminalul domestic la cel internațional. Să facem toate procedurile, securitate, bagaje, să le scanăm. A fost nebunie și până la urmă am prins pentru că și acest zbor a avut întârziere. Adică ne-a așteptat. Da, cumva cred că au comunicat. Zburăm cu aceeași companie Air New Zealand. Și venea să plâng de multe ori cu bagajele după noi, alergam, toată lumea se uita la noi. Problema era că dacă pierdeam acest zbor, pierdeam toate legăturile care le aveam acolo, să vedeți, cazări, totul. Chiar nu voiam să mai rămân o noapte aici în Auckland, îmi doresc din tot sufletul să ajungem la destinație. Acum am emoții pentru bagaj. Din fericire, unul dintre ei are AirTag și îmi spune că e aici, la terminalul internațional, e cu noi, dar nu știu celălalt. Da, înseamnă că dacă ajungi tu, înseamnă că ajungi. Ăsta e al meu cu AirTag. Eu nu-mi fac griji. Ce aventură, da, a început cu bine. Pentru că am prins zborul și ajungem la destinație. Ba, dar uite cum arăt. A fost frumos. Ne așteaptă un zbor de 5 ore. Apropo, a fost oribil zborul din Wellington către Auckland. Pentru că ne prăbușim, sincer. Bătea foarte tare vântul la decolare. S-a rotit, s-a sucit avionul. Țipau oamenii în spatele meu. Andreea mai tare. Vesta de salvare. Și eu vă dați seama că am zis, asta e, până aici mi-a fost. Am văzut viața în fața ochilor, măcar am trăit frumos. Am văzut multe lucruri. A fost frunt, dar am ajuns cu bine și plecăm în sfârșit în locul în care mi-am dorit cel mai mult să ajung pe planeta asta. E foarte important să-ți dorești, e foarte important să ai un bucket list și iată-ne că ajungem în Bora Bora, destinația noastră în care trebuia să ajungem, vă spunem un secret, în ianuarie, dacă nu mă știu, oricum o să fie, o să vedeți, următoarele săptămâni, luni de senzație cu super, super destinații. Așadar, ne vedem din Tahiti. Mateva, Noua Zeelandă, Chia Ori, Polinezia franceză. Ce primire frumoasă la aeroport. Fetele îmbrăcate tradițional cu o floare după ureche. Este ora 1 noaptea. Uitați-vă cum am fost primiți pe aeroport. Cea mai frumoasă primire de până acum dintr-o destinație. Nu vă imaginați ce am pățit noi. Este ora 2, noi stăm aici și așteptăm avionul. Avem o rezervare pentru avion pentru data de 18 martie. Dar stând și așteptând, am văzut că e data de 17. Noi ne-am întors în timp. Practic am câștigat o zi. Noi credeam că o să câștigăm, sau mă rog, o să pierdem o oră, că e diferență de o oră și nu ne-am dat seama. Acum căutam pe tabelă zborul nostru și vedeam data de 17 și eram confuz. Cum adică e 17? Că e ora 2 noapte. Adică n-are cum să fie 17, trebuie să fie 18. Și noroc am întrebat și noi pe cineva. Cine zic că, da, ne-am întors în timp, am câștigat o zi. Ceea ce nu e rău, doar că trebuie să vedem ce facem în această zi, că n-avem cazare, n-avem nimic. Noi am plecat din Noua Zeelandă pe 17 seara și am ajuns 4 ore mai târziu, 4 ore și jumătate, că a durat zborul, tot pe 17 la ora 2 noaptea. Cum e posibil? Mi-a dat o mică eroare. Pare de necrezut, oricum. Asta este cea mai lungă zi din an. Din viața noastră până la urmă. Fiți atenți! Între Noua Zeelandă și Polinezia franceză sunt 23 de ore diferență. În Noua Zeelandă este ora 2 dimineața, 18 martie. În Polinezia franceză este 3 dimineața, 17 martie. Am durat 5 ore.
Ne scuzați că facem atât tam-tam, dar încercăm să conștientizăm ce ni s-a întâmplat. Este ora 7:30, noi tot în aeroport suntem, ne-am rugat de cei de la Air Tahiti să ne schimbe zborul. Ne-au trecut pe o listă de rezervă, o listă de așteptare și mai avem 5 minute până aflăm dacă zburăm astăzi în Bora Bora sau nu. Ta-na-na-na-na, au fost foarte drăguți cei de la Air Tahiti și ne-au dat 2 bilete pentru ziua de astăzi. Practic ni le-au schimbat, dar a fost nevoie să așteptăm încât să facă toată lumea check-in-ul și pe urmă să tragă linie. Oamenii ăștia sunt extraordinari, am interacționat atât de puțin cu ei, dar din punctul meu de vedere sunt exact ca balinezii speciali. Plecăm în Bora Bora, n-avem cazare, dar nu contează. Avem cazare pentru noaptea asta. Găsim. Noi suntem în... pe alt fost orar. Suntem în trecut. N-am dormit absolut deloc, dar suntem super fericiți. Din păcate, cam astea sunt locurile care au rămas. Nu o să vedem mare lucru pentru că nu mai era niciun loc la fereastră. Pot spune că am ajuns în paradis. Priviți puțin locul ăsta, cum arată! Sincer, m-a pufnit plânsul în avion, uitându-mă în jur cât e de frumos, ce culoare are apa, cât de frumos se văd crestele, montane. E plin de palmieri, de verdeață. E un paradis tropical. De fapt, cred că aici s-a inventat. Acum nu ne aflăm pe insula Bora Bora, e cea din față, pentru că aeroportul se află pe o altă insulă mai mică, se numește Motu Mate, din câte am reținut eu. Dar nu pot să-mi iau ochii de la priveliște asta. N-am văzut ceva mai frumos, vă spun sincer. Am uitat de oboseală, de toate inconvenientele, de tot și am impresia că visez acum. Nu realizez că trăiesc asta și că am ajuns în sfârșit în Bora Bora. A trebuit să luăm acest ferry pus la dispoziție de Air Tahiti până pe insula mare. Sunt foarte multe resorturi care au venit și și-au ridicat oaspeții cu bărci particulare, cu bărci private. Sau unii, de ce nu, chiar au închiriat propria lor bărcuță. Pe cuvânt, eu am crezut că fotografiile cu apa de aici sunt trucate, că nu e în realitate așa. Și gândiți-vă că am prins și o scurtă furtună pe drum. E și puțin înnorat, nu e chiar cea mai bună lumină, dar cu toate astea, cum se vede? Eu nu am spus că mă mai surprinde vreo destinație de plajă. Arată senzațional, peste așteptări, sincer vă spun. Vreo 15 minute am ajuns în port în Bora Bora. Cum sună asta? Parcă nu vine să cred nici măcar când pronunț numele ăsta. Partea faină e că aici în port era cineva de la hotelul nostru, s-a nimerit la fix încât să mergem până acolo. Oh, și cam așa arată autobuzul. E local 100%.
Îmi place. Filipine mai avea astfel de mijloace de transport. Aici, la nivel. Ne-a urat bun venit în tracul lui. Că am primit și noi flori, am ajuns la hotel, apropo. Acum o să le dăm vestea că am venit cu o zi mai devreme, să vedem dacă ne mai primesc. Că primirea a fost frumoasă, ce putem spune. Bun venit în Bora Bora, suntem foarte obosiți, dar fericiți. Au fost foarte drăguți cei de la hotel, ne-au primit și până e gata camera, mai aruncăm și noi un ochi prin împrejurim. Cam așa arată piscina hotelului. E unul dintre cele mai accesibile hoteluri din Bora Bora. Dacă luăm în calcul facilitățile pe care le oferă, faptul că e amplasat pe plajă, are piscina aceasta panoramică, priveliștea este incredibilă, ce îți poți dori mai mult atunci când vii pe insula asta? Dar arată incredibil, uitați-vă puțin ce culoare are apa. Bine, atunci când spui Bora Bora, de fapt spui aceste bungalouri pe apă, dar o luăm așa, treptat, etapizat, începem cu un hotel foarte drăguț și cine știe, poate ajungem la un moment dat să stăm și acolo. Cât de fain arată plaja asta! Ah, paradis! Doar nu credeți că stăm fix pe plajă într-un bungalow instagramabil. Am fi vreo noi, dar nu e niciun spațiu de cazare acolo. E doar restaurantul, piscina, recepția și plaja sunt acolo. Restul sunt pe partea cealaltă a străzii. Oh, wow! Cum arată grădina asta! Paradis! Încerc să mă abțin, să nu am foarte multe reacții de genul wow! Fabulos! Superb! Pe mine culorile mă dau pe spate. Verdele vegetației, atâtea nuanțe de verde, că nu e una singură. Florile, nuanțele oceanului, iarăși. E un lac aici pe mijloc, eu am crezut că e o piscină, uitându-mă pe fotografiile hotelului. Flori de lotus văd, cred că sunt și nuferi, foarte mulți pești în rest. Ce oază e insula aceasta! Țara aceasta, insulele în general sunt fermecătoare. Abia aștept să ne odihnim puțin și să începem să explorăm insulița asta fabuloasă. Haideți să vedem împreună în premieră această cameră. Oh, e spațioasă. Avem aici o canapea, un pat imens, așa cum îmi place mie. Foarte multe motive polineziene, atât pe îmbrăcămintea femeilor, din ce am observat eu până acum, cât și pe tot ce înseamnă accesorii, detalii. E o cameră tradițională în care lemnul predomină, aici cred că e bambus, dar arată fain, inclusiv draperia aceea de sus, lampa iarăși e inedită. E din nuiele și o baie imensă. Avem de toate, prosoape, produse de igienă, un duș. Ion din spatele camerei spune că aceasta este cireașa de pe tort, de fapt. Oh, wow! Mai plecăm de aici? Incredibil, nu mai plecăm. La ce zi am avut? Am trăit intens în ultimele 30 ceva de ore. Mai avem puțin și ajungem la 47 de ore. Zi. Tot 17. O zi care a avut, care are, că încă nu s-a încheiat, 47 de ore. Fix acum 24 de ore am plecat din Wellington la ora 1 pe data de 17 și acum la ora 1. Tot pe data de 17. De la ora 7. Suntem în Bora Bora, da, fantastic locul ăsta. N-am spus cât plătim aici, 210 euro pe noapte cu mic dejun inclus și a fost una dintre cele mai accesibile cazări. Dacă luăm în calcul facilitățile pe care le oferă și nota, pentru că este foarte importantă să știm că alții au avut experiențe plăcute. Și până la urmă să vii în Bora Bora și să pleci cu o experiență și cu o amintire frumoasă. Dacă tot bați atâta
la drum, zbori atâtea ore, e bine totuși să te simți bine aici în Bora Bora. Să te simți în vacanță și chiar, să simți spiritul locului și să te bucuri de tot ce oferă. Apropo, vouă cum vi se pare acest preț? Scrieți în comentarii, având în vedere, atenție, că suntem, în Bora Bora. Nu suntem în Europa, nu suntem în Asia de Sud-Est, nu suntem în Hawaii. Bună dimineața din paradis! Ne-am trezit în sunetul ploii și al cocoșilor din grădina asta interioară a cazării noastre. Bună dimineața tuturor! Ia orana, pentru că așa se salută în limba tahitiană aici peste tot. Cum e locul ăsta! Mi-e greu câteodată să procesez atâta frumusețe și să procesez faptul că am ajuns aici. Mi se pare incredibil. Noi ne-am trezit dimineața, am mers la micul dejun, acum este ora 10, mergem să ne preluăm scuterul și vă suntem datori cu câteva informații, să vă spunem cum am ajuns aici. Ne-am acomodat și cu fusul orar, că ne-a luat ceva timp iarăși să procesăm toată această schimbare de care nu știam, evident. Sperăm totuși să iasă soarele, pentru că e destul de nurat în dimineața asta. Mergem să preluăm scuterul și apoi dăm un tur al insulei paradisiace. Cred că nu există loc mai frumos pe lumea asta din câte am văzut noi și vorba lui Ion. Nu credeam că mă mai poate impresiona un loc pe lumea asta, chiar nu credeam, dar uite că Bora Bora ne-a întrecut așteptările. Bine, în momentul în care pui Bora Bora pe hartă, ai impresia că toate hotelurile sunt pe apă, știi? Că toate resorturile sunt, de fapt, bungalourile pe apă și că nu există altceva în afara insulei decât locurile acestea. E bine, sunt puține resorturi de felul acesta. Ele chiar au fost inventate aici, în Polinezia franceză, în insula Moreia, prin anii 60, atunci au fost construite primele bungalouri. Sunt câteva hoteluri, le numeri pe degete și sunt foarte costisitoare. Chiar aseară m-am uitat, mi-am zis eu, am ajuns aici, hai să stăm și noi o noapte la un resort. O noapte pleacă de la minim 1000 de euro. Un bungalow pe apă, pentru că resorturile de genul acesta au și camere pe pământ, să spunem așa, și atunci sunt mai ieftine și cumva ai acces și la zona respectivă. Ne punem pofta în cui data viitoare când venim. Nu e nici prima, nici ultima oară când vom veni în Bora Bora. Adevărul e că nu prea are farmec insula asta atunci când e norat. Se face senin în câteva ore, că ne-am uitat pe prognoza meteo, dar până una alta hai să rezolvăm lucruri administrative. Noi am venit acum în sezon umed în Polinezia franceză. Practic el începe undeva în decembrie și se încheie în aprilie. Cele mai bune luni pentru a vizita aceste insule sunt mai iunie, septembrie, octombrie. Însă nu ne displace vremea, e binevenită chiar și ploaia în paradis, pentru că altfel n-ar fi totul atât de verde, nu? Și vreau să vă spun așa că imaginea din spatele meu e una dintre cele mai frumoase văzute vreodată. Muntele ăsta plin de verdeață, e o stâncă de fapt, palmieri, o plajă sălbatică, apa în sine are o culoare ireală și bungalourile care au consacrat deja Bora Bora. În total, Polinezia franceză are 118 insule și 5 arhipelaguri. Noi ne aflăm pe arhipelagul Society, din care face parte insula Bora Bora și este doar prima noastră oprire în această țară fabuloasă de-a dreptul. Vă suntem datori cu niște informații, cât am plătit pe biletul de avion din Noua Zeelandă sau cum ajungi din Europa aici în Polinezia franceză. Ei bine, sunt două variante, pornind din Paris, fie prin Statele Unite cu escală în Los Angeles sau San Francisco, fie prin Australia, Noua Zeelandă, cum am venit noi. Întâmplarea a făcut să ne aflăm în zona aceasta a lumii și am spus acum ori niciodată, ăsta este momentul. Noi acum în Bora Bora ne aflăm la jumătatea distanței dintre Australia și Statele Unite. Și da, suntem în unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă. Am zburat 4 ore și jumătate din Auckland, am plătit în total 1000 de dolari americani. Cu tot cu zborul din Wellington, bineînțeles, one way, două persoane cu două bagaje incluse. Nu doar că e costisitor să ajungi aici, dar e costisitor să zbori și între insule. De exemplu, noi am aterizat în Papet, unde se află singurul aeroport internațional din Tahiti, iar de acolo a trebuit să zburăm către Bora Bora. E o distanță de peste 200 de kilometri. Am plătit pentru două bilete dus-întors, Papet Bora Bora, 700 de dolari americani. Există varianta unui ferry, dar durează foarte mult, undeva la 8 ore și am fi pierdut o zi întreagă dus și o zi întreagă întors. De aceea zborul pentru noi a fost
ideal, dar dacă veniți aici, e bine de știut că există un abonament pe care Air Tahiti îl pune la dispoziție. Fie optezi pentru 3 insule, pentru 4, pentru 5 insule pe care vrei să le vizitezi din Polinezia franceză și atunci plătești un abonament. De exemplu, noi am fi vrut să ne luăm abonamentul de 5 insule și am fi plătit $1000 în total. De aceea nu e o diferență mare între o destinație și 5. E bine să optați pentru acest pas. Noi nu am putut să-l cumpărăm online, era varianta să suni, să trimiți un e-mail companiei sau să vii aici la o agenție locală. Cam asta e informația cu care rămăsesem datoare. Ne-am închiriat un scooter de la hotel, o să plătim $63 pentru 24 de ore și în felul acesta un depozit de $500 pentru o zi. Adică nu o cumpărăm, nu plecăm cu el acasă. Oricum prețul aici sunt ceva mai mari, pentru că noi nu ne-am cumpărat internet din aeroport și a trebuit să mergem de aici până în centrul orașului și am plătit, atenție, pentru două persoane un maxi taxi undeva la 20 de euro, doar dus, 20 de euro întors, și pentru o cartelă am plătit $10, care avea inclus 5 giga, apoi pentru încă 10 giga am mai plătit $20. Și apropo, mi-a mai plăcut un lucru atunci când am aterizat în Papet, comandantul a spus Welcome to Paradise. Așa că Welcome to Paradise. Scuterul în primire este unul electric, cam nou. O să ne ia aproximativ 40 de minute, cred că sunt undeva până în 40 de kilometri din câte am citit eu, deci nu e chiar atât de mare insula, dar e cea mai bună modalitate de a te plimba. Mai există varianta bicicletei, dar trebuie să ai o formă fizică bună, e destul de cald și atunci nu e tocmai indicat. Era foarte simpatică doamna de la recepție care ne-a făcut instructajul, ne-a spus... Pe insula asta toți ne cunoaștem între noi și nu-mi place deloc. E o insulă mică, toți suntem rude. Eu i-am zis, știți, din perspectiva noastră de turiști, locul ăsta arată precum paradisul, adică era el pe pământ și era nu era el pe pământ. Bârfa este la ea acasă. Era foarte simpatică. Era exasperată de faptul că o salutau toți și o întrebau, ce faci, cum ești? Și era small island. Să înceapă aventura. E atât de silențios scuterul acesta, nu se aude absolut deloc. Dar vântul. Cam așa ar fi sunat un scuter normal. Noi acum suntem la fel ca și voi, în recunoaștere. Încă nu știm mare lucru despre insula asta. Pur și simplu vrem să ne lăsăm surprinși. Apropo, aici sunt foarte multe dacii, Logan, Duster, toate modelele, și scrie Dacia, ne simțim mândri pentru că și noi suntem daci, nu? Un neam de daci. Partea proastă aici în Bora Bora e că nu îți mai vine să oprești camera, Andreea deja filmează de minute bune și toate peisajele unde te uiți sunt fabuloase, fabuloase. Nu am crezut că o să mă mai surprindă o destinație pe această lume, pe această planetă. Dar iată că Bora Bora e unică, pur și simplu altceva. Și Bora Bora înseamnă mai mult decât acele bungalouri pe apă. Cele mai importante lanțuri hoteliere au bungalourile pe insulele din jur, denumite și Motu. Și în felul acesta, priveliștea este într-adevăr excepțională asupra insulei Bora Bora, asupra insulei mari. Pe alocuri are peisaje ce ne amintesc de Bali, are mirosuri și sunete care ne amintesc de insula zeilor. E combinația perfectă între Seychelles, Hawaii și Bali. Cele mai frumoase locuri din lume s-au întâlnit aici.
Iar acum am ajuns în centrul orașului Waitapea, adică miezul insulei. Aproximativ 5.000 de oameni trăiesc aici din 9.000, cât numără Bora Bora. Ce observăm aici sunt foarte multe locuri în care oamenii își vând fructele, legumele. Interesant e faptul că ei, tahitienii, sunt recunoscuți pentru perle. Au biserici catolice pentru că aceasta este religia predominantă și în sfârșit avem în fața ochilor vârful Otemanu. Poate una dintre cele mai fotografiate și iconice creste montane din lume. Este cel mai înalt vârf de pe această insulă și măsoară 727 de metri. Bineînțeles și Bora Bora, la fel ca toate celelalte insule din Polinezia franceză, este o insulă de origine vulcanică. S-a format în urma unei erupții vulcanice care a avut loc acum 4 milioane de ani. Bineînțeles, după această erupție vulcanică, în Bora Bora au ajuns și primii oameni, tocmai din insulele Tonga. Acesta este resortul Sofitel, care se vedea din aur de pe plaja hotelului nostru. Scrie pe site-ul lor că a fost închis în timpul pandemiei pentru renovări, dar n-a mai fost deschis. Păcat că e foarte frumos, uitați-vă și voi ce priveliște are. Dacă tot dăm turul insulei, vreau să vă arăt un lucru inedit, acest cuptor cu microunde în loc de cutie poștală. Dar de ce? Pentru că în insulele din Polinezia franceză, în cutia poștală nu se aduc scrisorile neapărat, ci pâinea, cea de toate zilele. Casele sunt destul de împrăștiate, aici undeva în partea stângă e un cimitir. Câteva morminte. Probabil, cine știe, mormintele familiei. Insula este atât de luxuriantă și de frumoasă. Sunt foarte diferite zonele, adică de la zona turistică plină de bungalouri, ajungi în zona locală, unde observi casele lor, bărcile. Asta cred că e una dintre cele mai frumoase imagini ale zilei, cu muntele acesta care răsare în fața ochilor noștri și apa de culoare verde, bungalourile undeva în partea stângă. Peste insula asta domnesc liniștea și muzica tradițională, pentru că trecem pe lângă casele lor și se aud cântecele tahitiene. Dacă tot am oprit să admirăm priveliștea, vreau să vă spun că în Bora Bora nu există șerpi veninoși sau, mă rog, insecte periculoase, la fel ca și în Noua Zeelandă. Totul este safe aici, au șerpi, dar nu fac niciun rău oamenilor. Știți ce am observat aici? Un sistem foarte interesant de a parca bărcile. Sunt urcate pe acel plafon. În momentul acesta vedeți că băieții învârt acea roată și coboară barca pe apă. Dar oricum e un sistem ingenios, nu l-am mai văzut nicăieri.
cât de frumoasă e insula asta, spuneți și voi. Și știți ce am mai observat? Foarte mulți câini, crabi care traversează șoselele. Câinii aceștia sunt extrem de numeroși și am mai văzut ceva, cocoși sălbatici și găini foarte multe iarăși. Niște câini s-au luat după noi. Alergau după noi și lătrau. Ți-ai ridicat picioarele. Îmi sare inima din piept, m-am trezit, da. De la vremea asta ne e ca în somn și de la căldură. Am trecut pe lângă sute de câini astăzi, dar niciunul n-a reacționat până la aceștia. Probabil faptul că am oprit lângă ei și oricum i-am auzit lătrând, de aceea m-am dus către Ion să urc pe scooter și în momentul în care am pornit s-a activat ceva în creierul lor și au început să alerge după noi. Iar aici, în fața noastră, e o trupă de localnici care exersează, cântă muzică tahitiană la tobe. Ce bine sună! Am ajuns acum într-un port unde se organizează un brunch la care pot lua parte turiștii, dar și localnicii. Practic e un bufet acolo în capăt și probabil că se poate dansa, se cântă muzică locală, e foarte interesant. Și priviți cât de frumoase sunt femeile cu aceste coronițe pe cap. Le vedem la supermarket, le vedem pe stradă, în aeroport și așa mai departe. Aceste coroane sunt purtate în mare parte în zilele de sărbătoare, atunci când au loc ceremonii importante. Iubim oamenii, sunt atât de drăguți, atât de calzi și de calmi și sigur că au ritmul lor insular, poate nu corespunde neapărat cu ritmul nostru, dar au o căldură și o bunătate aparte. Oh, și-am venit la petrecere! Până la urmă am plătit 2000 de franci de persoană, moneda locală, adică 4000, în total 164 de lei. Încă n-a început dansul, eu asta vreau să văd mai întâi. Probabil ați observat aici că femeile poartă o floare după ureche. De exemplu, și nu știu dacă mă auziți, că e gălăgia cam mare, nu? Da, încercăm tot, da. Există un întreg limbaj al florilor, pentru că, în general, insulele din Polinezia franceză sunt un paradis al florilor. Și dacă femeile, de exemplu, poartă floarea în partea stângă, deasupra inimii, înseamnă că sunt căsătorite. Dacă poartă floarea deschisă după urechea dreaptă, înseamnă că sunt disponibile. Dacă poartă floarea și aici și aici, înseamnă că sunt căsătorite, dar disponibile în același timp. Și dacă poartă floarea invers, înseamnă că sunt disponibile imediat. Cam așa arată mâncarea. Wow, câte chestii! Deci avem porc cu asom cru, adică un fel de pește marinat în sos de lămâie și lapte de cocos. Este mâncarea lor locală, 100%. Aici și aici avem pui, din câte am înțeles, iar cele două sunt rădăcinoase. Și aici avem iarăși pește, care se mănâncă combinat cu acest sos. Arată foarte bine, e muzica mult prea tare, se cântă live aici, sper că m-auziți. O să rămân fără voce. Aici se vorbesc două limbi, în mod oficial limba franceză și limba tahitiană, pentru că Polinezia franceză este un teritoriu semi-autonom, a fost anexat Franței în anul 1880. Mersi! Eu vreau să încerc cu asom cru. Foarte, foarte bun. Are gust puternic de lămâie. Hai să vedem porcul. Cu multă grăsime, la 30 de grade Celsius nu prea merge. Friptura asta de porc seamănă cu tochitura noastră, sincer. Asta nu știu ce e. Nu e pui, e altceva. Cred că sunt niște legume cu sos. N-are niciun miros. Ceva dulce. Un fel de banan într-un sos de lapte de cocos cu zahăr. Puiul e foarte bun. Asta chiar arată pește crud. Nu miroase prea bine, să știi. Îmi place cum miroase. Nu pot. Miroase foarte urât. Miroase a pește stricat. S-a oprit muzica. Ba nu, a început din nou. Să sună chiar bine. Nu știu, miroase oribil. Durian miroase frumos. Vă spun sincer, miroase a... Nu pot să zic a ce, dar... Mm.
Gata, brunch-ul de duminică e foarte faină ideea, pentru că se întâlnește comunitatea, exact ce v-am spus adinauri, ei se cunosc toți între ei, stau la masă, socializează. Doar că mie mi-a dat puțin eroare, să spun așa, peștele acela. Porțiile sunt foarte mari și prea multă carne. Noi n-am putut mânca nici măcar un sfert, am mâncat peștele, nu acela care mirosea, ci peștele crud, poisson cru, mâncarea tradițională tahitiană. Încă mi-a rămas mirosul ăla și mi-am zis că miros degetele, că miros eu, adică... Păi zis că faci curaj până la urmă. Am zis că îmi fac curaj, dar n-am putut, pentru că nu iese mirosul ăsta din nări, ce să-i faci? Să ne continuăm turul insulei, zic. Am ajuns acum pe una dintre cele mai frumoase plaje din Bora Bora, Matira se numește și într-adevăr se prezintă foarte bine. Începe să iasă soarele și în felul ăsta ne putem bucura de nuanțele apei, vedeți undeva laguna în spate, o să filmăm un vlog separat, vom merge acolo și vom încerca mai multe activități, dar ce mi se pare interesant e faptul că aici sunt foarte mulți localnici, nu prea sunt turiști, adică suntem singuri și am văzut că ei vin cu gențile frigorifice, organizează tot felul de petreceri, de evenimente, iau masa împreună. Strada noastră, în sfârșit, e o zi perfectă de admirat împrejurimile și apa care a consacrat Bora Bora. Abia acum mi-am intrat în stare, eu sunt o ființă solară, să știți lucrul acesta, pentru mine e foarte important soarele. Partea faină e că aici la hotel avem și o serie de evenimente. De exemplu, astăzi avem curs de ukulele. Poate învățăm și noi să cântăm. Acum o să închiriem un caiac. Pe principiul epuizăm toate mijloacele de transport posibile, pe apă, pe uscat, în aer. Încă nu știm dacă vom zbura într-un tur privat, să spunem, cu elicopterul pentru a admira insulele de sus. Urmează să vedem plajele sau Bora Bora dintr-o altă perspectivă. 4 ore și am plătit 100... 50 de lei, aproximativ. Aproximativ, mai puțin. Cred. Chiar mai puțin, da. Apropo, apa este foarte caldă, are aproximativ 26-27 de grade. Nu e mare diferență între temperatura ei și aerul de afară. Cu caiacul prin Bora Bora. Ia priviți aici, avem corali foarte aproape de plajă și chiar aseară ne-a vizitat o țestoasă. Oh, wow! Cum se vede apa, incredibil! E cam adâncă apa, să știți. Are câțiva metri buni, ideal e să te plimbi cu caiacul pe lagună. O să mergem acolo cu un alt mijloc de transport și o să vedeți în vlogul viitor. Mișcarea de dimineață. Cum e să-ți începi ziua așa în Bora Bora?
Există ceva mai frumos? Spuneți voi. Până la urmă am decis să mergem tocmai în lagună. Mai trece câte o barcă mare care provoacă valuri și mai mari, dar mai avem puțin, puțin de tot și ajungem. Știți cum e? Luminița de la capătul tunelului, adică apa din lagună se vede puțin de tot și abia aștept să ajung acolo. Am ajuns în sfârșit pe lagună. Doamne, locul ăsta chiar este ireal. Apa are o culoare ireală, dar cum arată imaginea din spatele tău, Ion? Ireal. Undeva în apă ar trebui să fie rechin de recif, testoase, pisici de mare. Undeva pe insula din apropiere, Raiatea, cred că e, plouă de zor. Sperăm totuși să nu vină și peste noi. Dar voiam să vă arăt că există și această activitate cu jet ski-ul pe lagună. Asta e imaginea Bora Bora. Palmieri cât vezi cu ochii, nisip alb, apă turcoaz, bungalouri, paradisul pe pământ. Și undeva în spatele lui Ion este muntele. Cum e, Ion? Mai poți? Mai pot, dar e superb. E... Nu știu dacă există plăcere mai mare. E cel mai frumos loc în care te poți plimba cu caiacul, clar. Imaginați-vă că cei care se cazează în bungalourile pe apă au parte de asemenea imagini, nu 24 de ore, 12 ore, pentru că aici răsare soarele la 6 dimineața și apune la 6 după amiaza. Cum arată apa în zona asta? S-a schimbat radical. Și cred că aici sunt corali. Wow, un infinit! Incredibil de frumos. Asta e Bora Bora. Vine să cânt, nu știu de ce. Nu știu niciun gând de cu Bora Bora, dar pare ireal oricum. Cea mai curată apă pe care am văzut-o noi vreodată aici, e clar. Nu-mi dau seama cât de adâncă e, dar cred că nu are mai mult de 2 metri. Și cât de fain ar fi acum să vină o pisică de mare, să putem să o mângâiem direct din caiacul nostru. Sau niște peștișori colorați. Fabulos locul ăsta, fabulos. În ultima vreme am fost atât de binecuvântați cu peisaje frumoase, cu momente unice. Australia, Noua Zeelandă, Vanuatu ne-au oferit clipe de neuitat. Iar Bora Bora este penultima destinație a unei călătorii inedite. Ne-am apropiat destul de mult de bungalourile acestea și, într-adevăr, merită să stai aici măcar o noapte, să cobori și intri în apă. Unele bungalouri, din câte știu, au și podea din sticlă, în sensul că poți admira viața marină în timp ce te speli pe dinți dimineața. Încă o dată, mi-e greu să procesez atâta frumusețe și să procesez faptul că am ajuns aici. Și eu sunt fără cuvinte, sincer, de când am venit aici stăm doar cu camera în mână, pentru că nu putem să vedem aceste minunății fără să le surprindem. Dar ziua de astăzi e mult peste așteptări. Și din fericire ține vremea cu noi, ne-a fost frică, dar având în vedere că stăm mai multe zile, am zis, măi, e imposibil ca una din ele sau două să nu fie cu soare. Așa că mai avem încă 3. Și acum că am ajuns la mal, vreau să vă vorbesc despre condițiile de intrare în Polinezia franceză, pentru că am omis aspectul acesta. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Polinezia franceză, așa cum îi spune și numele, a fost anexată Franței. Până atunci, Polinezia era un regat, iar insula pe care am aterizat noi era retreat-ul familiei regale a Polineziei. În momentul de față are un regim semi-autonom, să spunem, este o țară semi-autonomă. Anumite zone legislative sunt controlate de Franța, altele sunt controlate de
guvernul local. Tot ce ține de ordine, de poliție, de jandarmerie, de drepturile civile și drepturile în privința proprietății sunt gestionate de Franța. Prin urmare, noi, ca cetățeni ai Uniunii Europene, nu am avut practic nevoie de mare lucru pentru a veni aici, în momentul acesta. Atunci când am ajuns pe aeroport, exista o linie pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru cetățenii americani, australieni sau neozeelandezi. Pentru că România face parte din Uniunea Europeană, am trecut foarte repede de acest control la imigrări, ne-a fost verificat pașaportul și atât. Nu am avut nevoie de niciun alt document, ba da, mi-a fost cerut biletul de ieșire din țară, dar asta în momentul îmbarcării. Nu e nevoie de certificat de vaccinare, nu e nevoie de test PCR sau de test antigen. S-au eliminat restricțiile, cred că acum câteva luni, că e ca și cum ai călătorit din România în Franța. Nimic deosebit, niciun fel de cerință specială. Și gata, am ajuns la mal, cred cum o să se vede apa în spatele nostru, arde soarele destul de tare acum. Cât ne-am dorit noi să iasă soarele, parcă uneori e un pic prea cald, dar e binevenit așa, o zi ploioasă, o zi cu soare și tot așa. Oare bine voi ce spuneți? Nu dau seama. Fantastic locul ăsta, planeta Bora Bora. Și acum să facem puțin snorkeling aici pe plaja hotelului. Am venit pe plaja Matira pentru a admira apusul. Mai sunt doar câteva minute și sunt convinsă că cerul o să ne ofere un spectacol pe măsură. Ceva ce n-ați mai văzut niciunde, căței pescari. Este plin aici la ora apusului. Am venit acum să luăm cina la unul dintre restaurantele situate în apropierea hotelului. Doar în zona asta am observat că sunt restaurante, în restul insulei foarte puține. Și dacă sunt, sunt mai locale. Ne-am retras aici pentru că apusul a fost foarte frumos. Sperăm că ați savurat imaginile și începem cu un Mai Tai Bora Bora. N-ai cum. Așa începe călătoria perfectă aici pe insula asta. Ne întreba lumea, sunteți în luna de miere? Chiar mă gândeam că asta este a doua noastră lună de miere, mai ales că peste o lună și jumătate noi împlinim 18 ani de relație. Prin urmare, putem să o considerăm așa, uite, vezi? Mie mi-a trecut prin cap. Cheers, ce pește, mă, Ion, că n-am zis-o astăzi, dar o zic acum. Trăiesc un vis, chiar trăiesc visul meu de a mă afla aici în Bora Bora și sunt pur și simplu copleșită. Nu pot să exprim ce simt și nu pot să exprim ceea ce văd și mi se pare incredibil ceea ce trăiesc. Am avut foarte multe momente când am avut lacrimi în ochi. Cheers! Ce mănânci în Bora Bora? De obicei burgeri, pește. Foarte scump peștele aici. Iarăși un paradox, la fel ca și în Seychelles, este la o aruncătură de băț, dar cu toate astea este foarte scump și la restaurantul la care am venit noi, din păcate în seara asta nu au deloc pește și burgeri. Se mănâncă pizza, se mănâncă cartofi prăjiți, fish and chips, cum și-a luat Ion, și paste peste tot. Adică nu au neapărat o bucătărie a lor, să spun, mai multe feluri de mâncare. Principalul lor preparat, să spunem, este poisson cru. Adică ați văzut ce mănâncă mai devreme, puțin atunci când am fost la petrecerea locală. Suntem în luna de miere, eu nu uit asta. Gândiți-vă că cei care locuiesc aici sunt oarecum izolați, atunci totul vine, totul se aduce pe insula asta și atunci de aceea este atât de costisitor. Mi-am luat o porție de paste carbonara cu pește, oarecum inedită rețeta, un pește afumat, din câte am înțeles.
Eu am mai prins pește, mi-am luat fish and chips, cam așa se prezintă. Sunt curios, văd bucățile astea de pește destul de mari. Foarte bun peștele e ton, până la urmă, poftă mare, ne revedem imediat cu nota de 4. Cina aniversară s-a încheiat, în total am plătit 340 de lei. Două feluri principale de mâncare, un cocktail pentru mine și o bere mare pentru Ion. Bun venit în Bora Bora! Acestea fiind spuse, ne revedem peste câteva zile cu un nou vlog și o super experiență din Bora Bora. The like, dacă v-a plăcut, ne ajută foarte mult. Un comentariu, cum vi s-a părut insula aceasta? Până acum, din ce v-am prezentat, eu zic că vor urma vloguri la fel de frumoase și vom intra și mai mult în tot ceea ce înseamnă Polinezia franceză și abia aștept să fac asta. Cu alte cuvinte, maruru că ne-ați urmărit!